ei sunt surprins cât de frumoși sunteți și de tineri, majoritatea. Pentru mine este o bucurie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că m-a ajutat să mă țin de cuvânt. În general, eu tot ce spun, aia fac. Prin urmare, am sprijinit toate echipele de fotbal din județul Vâlcea. O să facem lucrul ăsta și la anul, dar fotbalul fără arbitri nu se poate. Și atunci luați-o ca pe o formulă de respect, un gest de respect. Este un echipament de care sunt convins că aveți nevoie, că vă trebuie și la anul vom face, aștept sugestii domnului președinte din partea arbitrilor, ce ar avea nevoie. Ce aveți nevoie, aia facem la anul, cu aia vă sprijinim. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici.